Da, prieteni, am revenit, iată, în direct, invitații mei la ediție specială, Valerica Petraru, dirijorul ansamblului Trandafir, aute, Doamne, sinte cu transcendentalul Trandafir de la Moldova, și Virginel Solomon, coregraf, de fapt, cel care pregătește dansatorii, și ați văzut ce dansatori extraordinari și ce instrumente și fantastici sunt. Fac din instrumente ceea ce vor. Valerica, cum a fost începutul? Cum a fost 1999. 2000, așa că da, asta da, cred că a fost da, cel mai greu da. An. Cred că am curaj să spun acum că am avut, cred că am fost cei mai entuziasmați, așa, am avut o putere extraordinară și o voință așa de fier să ne apucăm la drumul ăla, să ne apucăm de ansamblu, știind de fapt că noi nu aveam chiar nimic. Deci n-am avut nici instrumente, nici costume, nimic absolut. Ne-am autogospodărit singuri. Și am venit câțiva membri, foști membri la Pădureni, din garda veche de la Pădureni, și ne-am apucat de treabă. Fiecare a adus câțiva, ba instrumente, ba costume, și așa am început, asta a fost începutul nostru. Anevoios, dar a fost, cred eu, cu satisfacție, pentru că s-a muncit extraordinar de mult. Noi am fost învățați de la Pădureni de acolo să muncim foarte mult. Și am muncit, că nu se poate, numai cu talentul, trebuie să-și muncești. E normal. Am muncit, ne-am creat orchestra, ne-am făcut-o cât de către completă, absolut cu toate instrumentele care trebuie într-o orchestră de folclor. La fel și Virginia și-a adunat copii, costume și am început treaba. Ulterior am început să fim ajutat și de primărie, pentru că noi trebuia să convingem cumva că vrem să facem ceva. Nu putea să vină totul de-a gata așa. Poate nu mai merge treaba dacă era totul de-a gata. Corect, și, corect. Da, cu timpul am început să ne ajute ba primăria, ba Consiliul Județean. Deci a fost un demers, o ascensiune extraordinară, spun eu, la ansamblu. Dar, în schimb, s-a muncit foarte mult. Pe viitor am început să reprezentăm România la festivaluri internaționale, chiar festivaluri foarte bune, prin Germania, Franța, Elveția, Italia. Peste tot Italia. Deci, ați reprezentat România. România, deci, da, drapelul românesc. Da. Am fost aproape pe cele mai frumoase scene ale Europei, vreau să vă spun, și asta ne-a dat un imbolt, ne-a dat o motivație, mai mult spus. Da. Și pentru noi a fost o plăcere și de asta și continuăm. Apropo, zi-mi și mie, ce melodie le place străinilor cel mai mult? Românească. Așa, cred că da, românească. Așa, Una care pot să vă spun din start este Trandafir de la Moldova. Trandafir, Trandafir de la Moldova, dacă o cânți odată, a doua oară o repete și ei cu tine. Cu tine, nu? Deci ați ridicat așa, ați pus sala să cânte, nu? Bine, că nu știu românește, dar măcar să... La, da. Sigur că da. Virginel, cum a fost cu... Așa, în perioada asta... Spuneai că a fost foarte dificil până v-ați creat trupa. Da, da, da. Unde te-ai simțit așa cu adevărat român și ai fost mândru că reprezinți județul Vaslui, Hușul, județul Vaslui și România? Așa cum spunea colegul meu, Valerica, noi am participat la foarte multe festivaluri naționale, chiar și internaționale. Naționale am participat la Peștișorul de Aur, de la Tulcea, am participat la festivalul Anu. Eu parcă am văzut în vitrină un Peștișor de Aur, nu? Da. E trofeul sau da, ce e? Da, este trofeul, da, am luat locul deci întâi atunci. Trofeu, da. Sunteți și modești, nu? Da. Au fost foarte multe, așa cum spuneam, din experiența și în celelalte festivaluri internaționale, unde am fost în Italia, în Germania. În Germania am stat o lună de zile, practic am prins trei festivaluri în trei zone diferite acolo. Și a fost unul mai frumos decât celălalt. Și n-am avut decât să fim mândri că am participat acolo și am fost primiți cu cinste și am reprezentat România și, bineînțeles, județul cu mare mândrie. Vin cei de la consulat, reprezentanții României, când sunteți la festivaluri sau doar cei care organizează festivalul? La unele festivaluri au mai fost și diplomați români, atașați cultural cumva, dar mai rar. Mai rar. E mai greu. Da. Nu au timp ei de mișcarea artistică românească. Da. Dar e bine, măcar tot au trecut la un spectacol, l-au văzut. Practic, cum reușiți voi să faceți aceste schimburi culturale, să mergeți
la ansambluri. Sunt e o direcție care... Este o direcție. Noi suntem și am fost membri ai SIOF, Congresul Comitetul Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice. Suntem membri. Deci voi v-ați înscris. Da? Suntem și de acolo ne-au delegat cumva să mergem să reprezentăm România. Dar nu oricine poate fi membru, bănuiesc. Nu. În baza unor selecții, deci dumnealor președintele SIOF-ului a României, care până în momentul, până acum un an, ne-am a fost Neamărin. Am văzut în fotografie acolo, dacă mai o să mai dea regia. Da, au vizionat ansamblu și în baza acelor vizionări ne-au trimis bine la festivalul respectiv în Germania, Italia, așa cum spuneam, și Franța. Și în Italia pe unde a fost? La Milano. La Milano, da, Padova. La partea aproape de Scala, nu? Da, la Milano, la Padova. Chiar am avut un spectacol organizat de tot de atașații culturali de acolo, de la ambasadă, cu ocazia Zilei României. A fost ceva extraordinar, s-au adunat foarte mulți români acolo. Păi, la Padova lucrează foarte mulți acolo români. Acolo s-au încins horele, da. S-au încins horele? Da. Și așa cum spuneam, invitațiile curg și pe internet, pe mail-urile noastre. Cred că, nu exagerez, dar 2-3 invitații pe lună cel puțin ne vin la adresa ansamblului. Păcat că noi nu putem onora chiar, măcar o invitație să putem să onorăm de... De 10-12 ani noi nu am mai onorat nicio invitație. Din ce pentru cauză? Banii, fondurile, trebuie, nu? Trebuie finanțate cumva deplasările noastre. Nu sunt niște cheltuieli enorme, dar trebuie să niște bani pentru transport în general. Transportul, adică motorina, că bănuiesc că organizatorul îți asigură cazarea, masa și... Plus ce mai te duce să vizitezi niște locuri... Anul trecut am avut o invitație foarte frumoasă și interesantă în Belgia. Am făcut toate demersurile posibile, dar exact pe 4 aprilie trebuia să fim în Belgia. Și a venit pandemia și ne-a tăiat tot elanul. Dar sperăm, viitor, să mai ne deplasăm, că până la urmă suntem mesagerii culturii românești, folclorului românesc. Și în special zona Moldova. Din zona aceasta istorică, vorbesc de Moldova istorică, nu vorbesc de Moldova din stânga Prutului, vorbesc doar de Moldova din dreapta Prutului. Câte ansambluri de talia voastră mai sunt? Deci Botoșaniu, Suceava, Iași, Suceava, Iași, județul Vaslui? Cam 4-5 câte sunt. Sunt 4-5 ansamblurile profesioniste care, lucrează și sunt și dansatorii plătiți. Este ansamblul mai nou, acum Constantin Arvinte, un ansamblu extraordinar. Este ansamblul Ciprian Porumbescu, ansamblul de la Sozi Botoșanilor. De Suceava și Arvinte, de unde este? Din Iași. Da. Pentru noi este o situație mai delicată din cauza că dansatorii noi nu putem să-i ținem. Suntem amatori și atunci... tragem de ei până ajung în clasele a 12-a și după clasele a 12-a, așa cum spuneam, ei pleacă fiecare la facultate, deși ei își doresc de fiecare dată când pleacă, spune din două în două săptămâni vom mai întâlni, ceea ce este foarte greu, pleacă la discipline diferite, examenile, sesiunile, în urmă în același timp toți și este foarte greu de a ne reîntâlni iar din nou. Pregătirile necesare. Spuneați dumneavoastră puțin mai ceva mai înainte legat de dansatori. Avem niște copii atât și instrumentiști cât și dansatorii extraordinari, buni și la școală și într-adevăr și prezenți la repetiții cu atitudini, determinare și așa mai departe. Am o parte din colegi, din fete care spune care vor să meargă la medicină, trebuie să treacă pe la trandafiri de la Moldova. Avem foarte mulți, să nu exagerez, cred că vreo 10 dintre dansatori, dansatoare sunt la medicină și o parte din dansatori sunt polițiști. Și tocmai de asta spuneam că dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să treci prin sala de acolo. Asta înseamnă că e o disciplină acolo. Prin sala de coreografie, Se simt foarte bine acolo, numai că motivația, așa cum spunea colegul, nu este necesară acum. Pentru noi acum este o gură de aer Festivalul Internațional Hora din Străbuni, care încă o dată pomenim de el pentru că este un festival extraordinar la modul de organizare, la modul de prestare a formațiilor, așa cum am spus că vin și din țările
Polonia, Cipru, Ucraina, Republica Moldova și așa mai departe. Vor fi prezente și din țară ansamblurile din țară de la noi, care vine ansamblul național Transilvania, un ansamblu profesionist extraordinar. De la Cluj, da, vine din Republica Moldova ansamblu Joc, ansamblu Constantin Arvinte, alt ansamblu profesionist, un alt prieten și scump nou drag din Lugoș, din Timișoara, deci din Banatul. Deci sunt niște ansamblu extraordinare care vin și, bineînțeles, așa cum spuneam, ei sunt și ei mesagerii, cum spuneați dumneavoastră, că cine ne invită pe noi? Ei vin la noi, văd modul de organizare, ne văd ca și ansamblu și, bineînțeles, că imediat spune, domnule, ne dorim și noi acest ansamblu, sunt un ansamblu extraordinar. Și în felul ăsta, da. Și în felul ăsta se leagă niște prietenii între noi. Ne gândesc că prieteniile sunt strânse, nu? Da. Da. Cum reușiți, Valerica Petraru, să realizați această coeziune între muzică și dans, între interpretare artistică și mișcare, ca să spun așa, cât mai vioaie posibil? Între noi nu se poate, între coregraf și dirijor, să nu există o simbioză așa, chiar o legătură mai foarte strânsă. Din priviri, sens, nu? Că din priviri, mai bine spus, ne simțim unul pe altul. Ne simțim, asta, între dirijor și dansator, în general, trebuie să existe o legătură. Eu trebuie să-i simt de fiecare dată pe dansator. Dansatorul trebuie să simtă orchestra în spate și trebuie să-i dăm un atac, un ritm, în așa fel încât să fie o plăcere pentru dansator să-și desfășoare dansul. El să joace și voi și să simtă ritmul, iar voi să interpretați în așa măsură. Exact. Între noi este o legătură strânsă. Tot timpul avem ceva de retușat, de făcut, de aranjat. Tot timpul noi... Asta este un lucru foarte important, ceea ce spunea colegul. Deci legătura între dirijor și coregraf este foarte, foarte important, pentru că să ne înțelegem foarte bine și tocmai acolo se construiesc foarte multe lucruri. Eu vin cu o idee și spun că îmi trebuie melodia mai rapidă, mă vine el și îmi spune că urmează BUCO, deci ne ajutăm unul pe altul acolo și asta e un lucru extraordinar pentru noi. Pentru un felul ăsta și de lucrurile decurg bine. Eu nu mă gândeam. Bun, ok, nu aveți partituri, știi, ca să spui că voi cântă după partitură. Nu aveți nimic, deci voi știți, sau colegii, băieții voștri, știu cei de la instrumente, știu totul așa, de la A la Z. Măi, ce urmează? Asta, cine dar, dă? Dar până ajung acolo, să știi de la A la Z, muncă mult acolo în spate, deci... Totul se armonizează, normal că se cântă pe partitură, pe notă, dar trebuie să ajungem în așa fel încât nouă nu ne drag așa să avem foile în față, trebuie să mai vadă și fața noastră pe scenă. Da, și nu prea folosim la spectacol în general, dar la repetiții, în prima fază, se folosesc. Deci luați până intră, da, intră aici și aici, da, nu? Da. Și în inimă și în... Da. Și ca lucrurile să ajungă aici, este nevoie și să pomenim acum de o experiență care ne-a dus atât la Pădureni, o experiență de 25 de ani de zile, a domnului diaconul Temistocle, cândva noi spuneam la perioada de atunci, n-a fiind mai exigent, ceea ce era normal, acum este perioada noastră când noi trebuie să facem același lucru și acum vedem exact lucrul cum decurg exigența maestrului George Ilașcu și vreau să-l salut pe aceste cale și să-i transmit multă sănătate, pentru că dumnealui este care mi-a transmis plăcerea de joc și voi, bună. Și dragostea pentru meseria de coregraf. Da. Da, un maestru mare, mare artist. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Doamne și ajută, multă să sănătate. Să mai vină așa, să uite și să spună, Virginel, vezi că nu-i bine acolo. Cu siguranță vreau și zilele astea, am avut o discuție la telefon. Aia te la Miclești, ora aia, și este și bătută de la Miclești. Și bătută la Miclești. Care este din localitate. Din satul maestrului. Da. Chiar zilele astea m-am vorbit la telefon și mi-a spus, domne, n-am nicio puhora din Străbun, dacă ai nevoie, dacă este nevoie de un sprijin și este nevoie de mine, cu mare drag apelează și sunt alături de tine, nici nu se pune problema. Un om extraordinar. Da. Fiindcă tot ai adus aminte de ansamblul Stejerelul la Pădureni, cum a fost la VVI?
La Valerica Petrava. Cel mai mare festival posibil, cred că, mondial. Da. La fel, am reprezentat regiunea Vaslui, pădurienii în general, le-am reprezentat la cel mai mare festival al viticultorilor din lume, la Vevei în 1999, în perioada 15 iulie, 15 august, parcă. Ei, ați avut parte și de un regizor recunoscut în plan mondial. François Rocher, da. Care mai vine un prieten al pădureniului. Da. E o chestie ca să-ți vină un mare regizor, un regizor de talie mondială, o valoare, să-ți vină la, cu plăcere la Pădureni, la locul vostru de naștere, nu? Că voi din Pădureni sunteți de la. Da. Nu? Niște norocoși, tocmai de asta spunem și să-i mulțumim pe această cale domnului diaconu Temistocle pentru tot ce ne-a oferit, tot ce ne-a învățat, că ne-a învățat lucruri extraordinar de frumoase și deosebite, care acum, poate atunci, așa cum am spus, nu le-am înțeles atât, dar acum, cu siguranță... Acum ați văzut cum e să fii. Da. Și ce a fost la Vevei? La Vevei am avut două săptămâni de repetiții. Și două săptămâni de spectacole. Avem reprezentații în alea două săptămâni de spectacol. Avem reprezentații câte una pe zi și parade. Parade, prezentarea portului popular prin diferite zone ale orașului Vevei sau Montreux. Erau mai multe organizări pe acolo. La fiecare spectacol veneau cel puțin 12.000 de spectatori. Deci ca la un meci de fotbal. Da. A fost, vreau să spun, ceva extraordinar a fost pentru noi. Cred că a fost vârful nostru de artistic. Adică pentru un ansamblu, cam asta ar fi vârful, nu? Adică chintesența existenței sale, să reprezinte țara, să reprezinte o zonă istorică la un mare festival. El mi se pare că odată la... Cât? La 25 de ani? La 25 de ani. Odată la 25 de ani. Da. Deci iată, de 4 ori pe secol. De asta eu cred și eu, așa spun acum, tineretul din ziua de azi, dacă vin la noi și învață să cânte, să danseze, le trebuie o anumită țintă, trebuie să ajungă undeva. Pentru că ea, dându-le o anumită țintă, le dai o motivație pentru a munci, pentru a... Pentru să te reprezinte. Le trebuie neapărat și trebuie sprijinită chestia asta. Pentru că, de exemplu, cum vă spuneam, noi nu prea am mai ieșit în ultimul timp, în ultimii ani la festivalul, datorită faptului că nu am avut puterea financiară să mai putem reuși. La primăria Hoș v-a sprijinit? Ne-a sprijinit. Noi suntem mulțumiți tot la Casa de Cultură, s-au făcut niște lucruri extraordinare. Domnul primar Ioan Ciupilan ne-a ajutat extraordinar și ne ajută în continuare, în limita posibilităților. Pentru că să nu uităm, acum chiar anul trecut sau anul ăsta s-a deschis nou locaș al Casei de Cultură, care a stat în niște condiții extraordinare. Am stat de 25 de ani, deci era ceva, nu puteai să era groaznic. Da. Acum avem condiții extraordinare, totul s-a renovat, totul e extraordinar, avem condiții foarte, foarte bune de repetiții. Și sperăm să primim totuși, să fim cumva recompensați cu reprezentările noastre și în alte părți, numai în Huș și Vaslui. Pentru că noi avem puterea artistică, avem puterea prin membrii ansamblului nostru, prin instrumentiști, prin copiii care îi cizelăm și învățăm la instrumente, să reprezentăm din nou la nivel local, național și chiar internațional folclorul românesc. Da, România, județul Vaslui și municipiul Huș să-l reprezentați. Da, păi cred că orice spectacol fără participare ansamblului Trandafir la Moldova din Huș stârnește să ne întrebă ce s-a întâmplat la Huș de nu vin. Da, motivația asta este a dansatorului. Motivația constă într-o deplasare. Să-l vadă lumea și să-l aplaude, da, pentru că el muncește în sală, vine pentru repetiție și își pune problema bine. Repet, dar pentru... Pentru ce, și atunci motivația este, mergând la un festival național, internațional, și așa cum spunea colegul, invitațiile vin, numai că trebuie și suportul de a putea ajunge acolo. Care este deci aici ar trebui, poate să vă sprijine, sponsorii se găsesc mai greu, dată fiind și condițiile economice,
iată, Consiliul Județean, Consiliul Local Huș, să ne poată susține mai mult. Să-și dea drumul și economia, să-și dea drumul și să terminăm o dată cu pandemia asta care ne îmbătrânește, nu? Ne lasă așa. E ok. Ce proiecte de viitor aveți voi, Valerica Petra? Deci, clar. Da. Hora din Străbun acum. Acum Hora din Străbun. Spune-mi că suntem aproape la finalizare pentru un spectacol reușit, spune-mi că o să fie. Proiecte, eu îmi doresc să avem la nivel de ansamblu continuitatea, că asta e cel mai important pentru noi. Să avem, să vină generații după generații, că restul vin de la sine. Restul vin de la sine, muncă și totul vin de la sine. Să putem să ne menținem, asta e cerul nostru acum. Eu am văzut că ai tineri, deci de 6 ani, la instrumente, la vioară. Ați văzut că acum la orchestră am renoit orchestra, avem un deficit de vioriști, violoniști la orchestră. Da. Am tras tare câțiva ani și deja am integrat în cadrul orchestrii 7 copii, iau, 7 violoniști. Și mulțumit? Foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit, sunt niște copii extraordinar de sârguincioși, așa i-am educat să fie muncitori, pentru că nu poți altfel, exact cum spuneam, talent. Mi-aduc aminte de Valerica Petraru când evolua pe scena Casei de Cultură la acel dialog la distanță sau în spectacole organizate de regretatul Adrian Păunescu. Da. Îți mai aduce aminte. Bineînțeles, cu vioara și cu... Mi-a plăcut. Fantastic. Pentru mine a fost o plăcere asta și am menținut-o și vreau să dăresc și la alții plăcerea asta. Ia spune, copii? Câți? Doi copii? Am doi copii, două fete. Da. Din păcate nu ai băiat, nu? Nu am băiat, dar dirijor am viitor, am nepoțel. Băiat care, că spun eu că o să o iei exact pe drumul lui Bunelu. Așa, deci auzi. Virginel, la tine, cine te copie? Este fata care mai recent mi-am deschis o școală de dans aici în Vaslui și împreună încercăm să ducem și să împărtășesc acel lucru. Unde ai deschis școala de coregrafie? Nu, o școală de coregrafie este o școală de dans, cursuri de dans pentru adulți. Care vin pentru recreiere, pentru de a învăța hori, jocuri, sârbă. Și unde? Casa de Cultură? La Casa de Cultură, Constantin Tănase. Care sunt cu vârste diferite, vin de la 18 până la 60 ceva de ani. Da? Deci dacă mai vin așa să facă... Cu mare drag. Ia uite. Da. Stai, cum îi spunea din la Suceava, e acel dans... Arcan. Foarte, Arcanu. Ei înveți Arcanul pe ăștia la 65 de ani? Cum să nu? Și mai joacă? Înseamnă că o să aveți un elev acolo la școala de dans care o să vrei să dansezi Arcanul. Cum să nu? Cu mare drag. E frumoasă melodia. Dansul Arcanul. Da. Mă bucur că vin, sunt interesat să vină. Exact cum spunea și colegul. Este foarte greu acum, copiii cu tehnologia care a apărut mai puțin se îndreaptă către dans și nu numai, și către și alte discipline. Telefoane, nu? Exact, da. Și este foarte greu să-i convingem și ca să-i convingem asta înseamnă să intrăm chiar și în mintea lor, să le dăm niște jocuri atât de simpli în felul lor de a se juca ca ușor să poată să prindă gustul dansului și așa mai departe. Sunt copii care vin, am avut preselecție acum mai recent la Hora Vaslui, la ansamblul Centrului pentru Promovare și Conservarea Tradițiilor din Vaslui, cu Lucian, cu domnul Lucian și vreau să vă spun că au venit vreo 30 și de fete deci și, dar băieți foarte puțini. Au venit, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că vreo 4-5 băieți dintre care... doi dintre ei, cred că am și zis de la bun început că la repetiția următoare nu vor mai veni. Deci este foarte greu. Dau foarte repede sau ușor de greu și în felul ăsta nu mai vin. Fetele vin, băieții... Sunt mult mai muncitoare, mult mai dornice exact, de a simulare, de a învăța, nu? Exact. Aceeași situație este și aici, la Hora Vaslui lui. Termină clasa 12, pleacă, o luăm iar din nou din clasele a 9, când tocmai ajungem că de cât și lucrurile merg bine, pleacă alții și asta spuneam că ne învățăm unii pe alții. Numai că pandemia, perioada asta grea care a fost pentru toată lumea,
nu a fost atât de benefică pentru noi, pentru că acum am nevoie să o luăm iar din nou de la zero și așa mai departe. Dar dacă ne place și sănătate să ne dea bunul Dumnezeu... Da, sănătate, că după aceea celelalte așa vin de la sine. Da. Valerică, ultimul sponsor voi când ați avut? Noi, dacă vă venea crezi, noi nu am avut sponsor niciodată. Sponsor. Niciodată. Deci nu. Doar susținerea primăriei. Da, atât. Da, primarul. Susținerea domnului primar în general. Acum, deci să fim realiști, ne-a sprijinat domnul primar cel mai mult. Și uneori chiar și al centrului a domnului Lucian. Lucian, da. Ancel, la centrul județean pentru conservare și promovare. Da. E tradițional. E bine, deci, dar e rău că nu, uite, nu se găsește cineva care să vă mai, mă, frate, de o apă minerală, știi? Nu? Da, că mai au nevoie, aici noi, de acasă. Noi ne uitam când mergeam la festivalul internațional, din, așa, chiar în Elveția, ne opreau oamenii pe stradă, se uitau la noi, de, curioși, pentru că sunt state în care și-au pierdut cultura, și-au pierdut obiceiul, folclorul și-au pierdut. De asta spun și eu că ar trebui făcut ceva totuși, ca să păstrăm măcar filoanele astea care sunt acum, pentru că alții greu să vină din urmă. Pentru că meseria asta de artist, de muzician, nu mai este ceva, acum să spunem că este un mijloc de existență bun. Asta e ceva, e o plăcere. Și măcar să-i păstrăm pe ăștia care sunt, să-i apreciem măcar pe ăștia care îi avem. Da, mai avem un minut, în minutul acesta de emisiune, să invităm pe toți cei care ne urmăresc, Bârlădeni, Hușeni, Vasluieni, Negreșteni, Murgeneni, din comune, din comune Vasluiene, pe 31 orele 19:30 în centru civic, unde va fi ansamblu, va evolua ansamblu Trandafiri de la Moldova. Vă așteptăm cu mult drag. Deci aici e pe 31, dar să știți că festivalul începe pe data de 30. 30. Da, 30, 31, 1 august. Da, și încă o dată o să te rog, Virginel, să ne spui ansamblurile, hai să le luăm așa. Deci, Trandafiri, ansambluri din România. Ansamblurile din România, ansamblurile profesioniste, cei ce știu în momentul de față, este ansamblu Transilvania, ansamblu național, ansamblu profesionist, ansamblu joc din Republica Moldova, ansamblu Constantin Arvinte de la Iași, ansamblu din străinătate Ucraina, și Lugoj l-am uitat. Bine, și Lugoj. Da. Ucraina, Polonia, Cipru, de Macedonia, Moldova, Bulgaria. Ia uite și da. Ungaria, uite, mă așteptam ca Lucian Munciu să ne spună, da, o să aibă timp, o să-l invităm la o emisiune. Cu mare drag, dumnealui știe foarte exact ce ne-au confirmat până în momentul Eu de față. Eu vă mulțumesc, Valerică Petraru, îți mulțumesc pentru prezența la emisiune. Succes! Succes în păstrarea tradiției la Oș. Virginel Solomon, și ție îți mulțumesc mulțumim mult. Și noi, mulțumim cât din tot sufletul. Cât mai mulți copii la dansuri, Doamne să facă mișcare, nu? E Doamne bine ajute. Și pentru mișcare și să învețe și să danseze moldovenești. Mulțumesc mult! Și noi mulțumim! Vă doresc toate cele bune. Prieteni, punem punct ediției speciale și vă doresc să aveți o seară frumoasă. La revedere, ne vedem mâine la matinal Vasluia. Toate cele bune!